Când e vorba de bani, de faimă, toți sunt lângă tine. Numai atunci când începi să dai de greu, vezi cum dispar toți. Încearcă să te înconjuri de oameni care se bucură pentru succesul tău, care sunt acolo de fiecare dată când cazi. Ăstea sunt genul de oameni pe care trebuie să ai lângă tine. Ia, și vine cam așa. Banii, faima au schimbat frații de la zero. Că pentru ce vorii ți-ar da foc fără scrupule ca Nero. Hainele poți să le speli cu Dero, dar pe unii nu-i curăță nici faptele bune, chiar deloc. Așa că iau din loc în loc să mai schimb peisajul, că tot ajut, dar nu văd să ajute și anturajul. Mai bine cel mai prost printre oamenii echilibrat decât cel mai pupat în cur înconjurat doar de ratați. Dacă vrei să mai pierzi unul, dă-i doar vreo două foi și vei vedea după cât timp ți va da înapoi. Și atunci când tu vei încerca să te scoți din noroi, vei realiza că restul au fost numai pentru ei. Cum să crezi în prietenie când vor să-ți facă cheie și când nu te aștepți să te încerce și la femeie? Înțelegi acum de ce mai bine singur și mai greu, că niciunul dintre ei nu a stat la curul meu, bro. Peste orice cuvânt de frate, peste orice tovărășie, dau patru prieteni falși pe o bucată de hârtie. Am să scot din buzunar doar când mi se arată mie și restul să sugă pula dacă e mâncătorie. Prietenii scad târfele, azi pe centură își fac viacul. Mâine se șmecherez, le vezi pe Publi 24. A uitat câtă bere la pet am băut, dar eu nu am banilor și de-aia nu mă cheam în club. Aveam unul, mă suna doar când avea cu cine bea sau voia să ne vedem să înceapă a se lăuda. Că el face într-o zi cât fac eu într-o săptămână, până acum ceva timp când am zis că mă doare în pulă. Încă mă sună, dar nu o să-i mai răspund. De când caută boierul discuții cu un flămân și pariez pe cât vreți voi că de-o fi să ajung cunoscut. O să fiu mai căutat decât echipajele de smurt. Să nu vorbesc că am fost acolo la fiecare apel. N-aș fi crezut că o să sun și o să fiu respins de el. Prietenii ai până când ai, după ce a pus să ceri. Ori n-are, ori e plecat, ori e pișat pe caracter. Ciudat că deși au 10 fețe sunt gunoaie și nu vor să aibă și 10 mâini atunci când strigi după ajutor. Din 20 de tovarăși, 3 ți-ar spune că te ajută și din 3 va veni unul doar să-l ajut și tu după. Cam asta e treaba cu anturajele. Am făcut conexiunea asta, Vizante, Doduț. Dacă susții două mai departe, big up.